dragele mele, m-am gândit că se apropie sărbătorile de iarnă și toate vă doriți să faceți un cozonac în casă. Mai ales dacă aveți vasele tupperware care vă ajută să nu mai frământați și să crească alotul foarte, foarte repede. În această lună avem setul de boluri ENCE, boluri foarte căutate și foarte cunoscute, bolurile care fac poc. Toată lumea știe că în momentul în care aluatul crește, se creează presiune și se desface capacul. La unele vase cu zgomot mai mare, la altele cu zgomot mai mic. La bolurile ENCE, zgomotul este foarte mare. Chiar ne și speriem și eu mă sperii câteodată, cu toate că sunt obișnuită de atâția ani cu ele, dar mă rog, asta e momentul în care am bubuit, te sperii fără să vrei. Voi face dintr-un kilogram de făină 2 cozonaci. Acesta este bolul de 4,3 litri. Unde deja am cernut o parte din făină ca să nu dureze prea mult și mi-am mai păstrat aici puțină făină ca să vedeți dumneavoastră cum cern eu făina folosindu-mă de pudratorul fantezie. Are capac și de desubt și deasupra, deasupra ca să nu sară făină pe mine. Pudrator nu numai făina, puteți să cerneți, puteți să puneți la prăjituri făina în ploaie, puteți să puneți mălaiul la mămăligă, puteți să puneți zahărul vanilat și să-l aveți, sau zahărul pudră, să-l aveți tot timpul la îndemână. Am terminat de cernu făina. Voi pune un praf de sare. Știți că întotdeauna este bine să punem un praf de sare pentru că dă gust mai bun la preparat. Mă voi folosi de superba lingură cunoscută, lingura perforată, lingură perfectă pentru aluaturi. Cu ea voi frământa, amestec un pic ca să intre și sarea în toată făina. Și voi face maiaua și vreau să o fac de asta dată separat, chiar dacă am drojdie uscată, ca să vedeți dumneavoastră că puteți să faceți drojdia separat într-un boluleț mai mic. Dacă aveți drojdie proaspătă, o puneți aici. Eu am o drojdie uscată și la fel o voi pune într-un boluleț mai mic. La un kilogram de făină pun 2 pliculețe de drojdie uscată. Voi pune o lingură de făină. O lingură, chiar o lingură și jumătate. Și mă voi folosi de setul de măsuri foarte practice. O să iau o măsură ca să pun și zahăr. Știți că zahărul ajută la activarea drojdiei, amestec și tot puțin lapte cald. Laptele să fie călduț, nu trebuie să fie fierbinte, da? Deci trebuie să aveți grijă să nu îl încălziți prea tare. Și în momentul în care amestecați, o să observați niște bule. Deci asta demonstrează că drojdia noastră este foarte, foarte bună. Pentru reușita cozonacului trebuie să avem drojdie proaspătă sau uscată, dar de bună calitate. Mai pun puțin lăptic, dar se face maiaua ca o smântână mai groasă. Da, eu așa m-am obișnuit, puteam să pun și drojdia direct în făină, în bol, dar eu m-am obișnuit să prepar întotdeauna separat maiaua. Am amestecat bine. După cum observați, nici nu bag mâna în aluatul nostru. Mă folosesc doar de linguri. Pun capacul. Orice vase închide rotund pornind dintr-un punct și ajungem în celălalt capăt. L-am închis bine. Și îl las deoparte. Între timp, mă ocup de celelalte ingrediente. Și mi-am pregătit aici 300 de grame de zahăr, 400 de mililitri de lapte și voi pune zahărul în lapte ca să se
să se topească. Și pentru că este fierbinte, dacă pun capacul la acest magic mixer, s-ar putea să împocnească. De asta prefer să folosesc o spatulă ca să amestec zahărul în lapte și să se topească foarte repede. Deci laptele este pregătit, maiaua este pregătită, mai am nevoie de ouă. La rețeta mea eu voi folosi 4 gălbenușuri și un ou întreg. 4 gălbenușuri, deci voi pune aici 4 gălbenușuri, iar aici, în Easy Speedy, voi pune albușurile pe care le voi folosi mai departe la spuma, la bezeaua, la umplutură. Deci, primul ou, dar ca să nu greșesc și să cadă din gălbenuș, mă pot folosi de setul de măsuri, accesorii de bucătărie, setul de accesorii de bucătărie, da? Setul de accesorii care are un separator de ou, o răzătoare și un storcător de citice plus vasul de bază. Deci acum eu voi folosi separatorul. E bine să separăm ouăle unul câte unul ca să nu avem surpriza să găsim vreun ou stricat. Da? De asta prefer să le sparg separat. Așa, scurg bine albușul. Și pun gălbenușul în magic, iar albușul îl pun în Easy Speedy. Următorul ou și tot așa până le sparg pe toate 4. Deci aici pun gălbenușul, iar albușul aici. Da, vreau să lucrez mai încet ca să vedeți dumneavoastră toate etapele preparării cozonacului și să vedeți că nu este deloc greu, nu vă ia nici mult timp și e altceva când îți pregătești cozonacul în casă, deci nici nu se compară cu acel cozonac de care îl cumpărăm de la supermarketuri. Deci am pus 3-4. Asta este rețeta mea, dar puteți să folosiți orice rețetă aveți noastră, că poate aveți chiar rețete mai bune. Important este că având vasul tupper nu mai trebuie să depuneți prea mult efort, nu trebuie să și un ou întreg, nu trebuie să frământați. Și un ou întreg, da? Bun. Mai departe, deci am albușurile aici, o să vedeți mai târziu ce fac cu albușurile. O să pun capacul de la Magic și o să pun și un praf de sare. Știți că dacă punem în gălbenoșuri un praf de sare, se accentuează culoarea, da? Culoarea galbenă, culoarea ouălelor. Dacă aveți de țară, este și mai bine. Bun, și acum agităm. Ouăle sunt gata. Le răstorn. Da, le-am pus în bol. Și amestec un pic. Deci am pus ouăle, pun și zahăr vanilat, mie îmi place foarte mult zahărul vanilat, așa că voi folosi zahăr vanilat și voi folosi... Au, ați văzut ce s-a întâmplat? A pocnit capacul de la maia. V-am spus că mă sperii și eu de fiecare dată. Deci maia noastră a crescut, da, foarte repede și foarte spectaculos, a bubuit capacul. Pun și puțină coajă de lămâie, da? Am aici răzătoarea de la accesoriile de bucătărie și
și voi rade foarte repede și foarte ușor, puțină lămâie. Pe care o voi pune peste cozonăcel ca să-i dea gust bun. Așa, și acum trebuie să mă grăbesc, vedeți, având vasele tupper, întotdeauna trebuie să te grăbești, pentru că maioa este gata să iasă din bol, după cum observați. Deci răstorn maioa. Foarte bine a crescut. Mă voi folosi de spatula lingetot, spatula de silicon, care mă ajută să curăț foarte bine vasele, da? După cum vedeți. Așa. Și acum încep să frământ, da? Ăsta este frământatul. Voi amesteca cu lingura de jur împrejur. Făina, zahărul este aici pregătit și topit. V-am zis că n-am pus magicul de frică să nu pocnească capacul, pentru că laptele este un pic mai fierbinte și atunci prefer să amestec cu o spatulă, cu o lingură. Deci așa am topit zahărul în laptele fierbinte. Amestec. Laptele, vedeți că îl pun treptat, pentru că sunt tipuri de făină, depinde cât gluten conțin, sunt tipuri de făină care au nevoie de mai mult lichid, iar alte tipuri care, știu eu, au nevoie de mai puțin lichid. Și de asta este bine să punem laptele treptat. Dar după cum observ, cred că la mine este de ajuns. Dacă mai trebuie un pic de lapte, l-am deja la îndemână pregătit și încep să frământ. După ce s-au omogenizat toate ingredientele, pun capacul și las bolul undeva pe masă. Nu trebuie să fie în cameră foarte cald, nu trebuie să închideți ușile, geamurile, nu trebuie să îl înfășurați în pături. Da, pentru că, da, chiar îi mai trebuie puțin lapte. Și mai aveam aici pregătit lapte. Da. Mai am foarte puțin și termin. Imediat o să pun și uleiul. Am la fel din setul de măsuri linguri pregătite. O lingură, 2, 3, 4, 5 linguri de ulei sau 5 linguri de unt topit și amestecăm bine până se încorporează și uleiul. Iar după aceea, exact cum v-am spus, pun capacul și îl las la crescut. Trebuie lăsat la crescut foarte, foarte bine. Și îl pun în tavă în momentul în care s-a umplut vasul de aluat. De-abia atunci el este bine crescut. Deci așa se frământă. Așa se frământă aluatul, nu foarte mult. Vedeți, să și desprinde de pe lingură. Luați câte puțin și ridicați cât mai mult în sus până se încorporează toate ingredientele. Vasul este foarte curat, cred că și observați, este foarte, foarte curat. Aluatul arată foarte, foarte bine, dar mai dau de 2-3 ori și gata. Deci nu trebuie să muncim foarte, foarte mult. Puteți să îl pregătiți împreună cu prietenele, cu vecinele, da? Acolo nu vă rog. Da. Și punem capacul și îl lăsăm la crescut. Da? În momentul în care crește, la fel capacul o să se desfacă.